apa a distrus grădinile din apropiere și totodată și casa de locuit și anexele gospodărești. Acum de sus. Aha. Sperăm că îl dislocă zăvorul respectiv. De acum deja l-au montat imediat. Hai că s-a mișcat un pic! S-a mișcat! Hai că-i bine! Unde se ridice stabila de la baraj, bă? Băi, Leon, să meargă unul cu un telefon, că gorță n-are și când îi dau drumul, s-o rădice în sus. Are, bă, aici, băiatul. Încă una, bă, băieții. Acolo, la capul ăla, dacă... Problema știi care e, că noi pornim numai din vodul ăsta, că am făcut 2 km. La punta de greu, dacă... Oh! Atenție! Spune-mă la ăla să ridice stabila! Se taie drumul la stabile! Ștergeți aia de acolo. Cu ce? Cu pușcată? Hă? Nu, cu mamă, s-a lunecat acolo. Nu. Domn primar, enorm de bolon. Rup la de la omul ăsta. Hă? Rupe. Dar nu te-am ușit de drumul și scapă, bă. Să luăm noi. Dacă te duce, nu mai intră în mod. Mai intră să mă apă. Nu, mai am uscat de acolo, imediat o să scadă. Deci în fiecare an avem aceeași problemă care se vede aici. Asta este. E o zonă dreaptă aici, datorită și barajului de alimentare cu apa Năsăudului. Ăsta mai este în momentul de față și colmatat. Și nu mai apucă vitura, nu mai are posibilitate să o împingă din spate, apa iese pe margini și se întâmplă minunea care o vedeți aici. Vedem o casă afectată în spate. Deci două gospodării sunt afectate și o pescărie pe partea dincolo. Proprietarii sunt aici? Sunt aici, da.
sunt astăzi, deci nu sunt. Era probleme. Pericol mare dacă se bloca ce, sus ce este, ce păi, știți mai dacă sus? Dacă ne gândim că mai are de venit 30 de kilometri, tot așa bucăți mari, masive de gheață, vă dați seama ce s-a întâmplat, de-abia au venit pe o distanță de vreo 12 kilometri. Ce este aici este pe 12 kilometri. Echipajul pirotehnic din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița a acționat pentru distrugerea unui zăpor cu o lungime de 2 km care s-a format pe râul Rebra la intrare în localitate. O singură gospodărie a fost afectată de apă. Pompierii militari au acționat cu circa 2 kg de material exploziv. Au fost executate 4 explozii controlate, astfel încât zăporul a fost distrus, înlăturând astfel riscul producerii unor inundații mai mari. Ne așteptăm și la alte evenimente pe Someș. În continuare, toate cursurile râurilor din județul Bistrița-Năsud vor fi monitorizate de către comitetele locale pentru situații de urgență și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, iar dacă situația va impune, va fi alocat echipajul pirotehnic din cadrul inspectoratului pentru rezolvarea problemelor. Lasă, gata.